Exerciții de asociere dificultate-soluție în procesul de redactare a textului scris. Clasa A6. -a, învățarea prin imaginație. Pentru început, vă invit să răspundeți la câteva întrebări importante. Ce înseamnă a fi creativ? Ce foloase avem din cultivarea creativității? Redactarea unui text are legătură cu creativitatea? Opriți resursa video cât dezbateți am descoperit foloasele creativității și vă ofer și eu un citat descoperit în cartea Educația estetică de Constantin Cucoș. Cât privește componenta de creativitate literară, exercițiile sunt binevenite nu numai pentru elevii cu aptitudini, ci pentru toți, având în vedere că exersarea ca atare este o bună punere în situație și un exercițiu experiențial cu efecte formative posibile pe termen mediu sau lung. Așadar, exercițiile sunt folositoare. Continuăm. Întrebați-vă, când scriu? Ce dificultăți întâmpin? Posibile răspunsuri. Ați evidențiat ca dificultăți banalitate, incapacitate de asamblare a ideilor, vocabularul sărac. Eu am doi elevi care mi-au spus așa. Nu știu să inventez punctul culminant și îmi dau seama că sar de la o secvență la alta și narațiunea nu se leagă. Restrângem lista la patru dificultăți întâlnite în redactarea unui text și le vom aborda pe rând. Prima dificultate, banalitate. Soluții. Apelați la figuri de stil și imagini artistice. Evadați din real. Uniți planul terestru cu cel cosmic sau cu altele, etc. Exemple. Mă vedem de undeva de sus dintre stelele care mă priveau cu blândețe. Eram eu, o ființă, observați planul cosmic reprezentat de stele, identificați și figurile de stil. Sau, întunericul dens de pe stradă era ca o mantie ce îl învăluia la fiecare pas. Continuăm. A doua dificultate. Vocabular sărac. Soluții. Folosiți cuvinte din cel puțin două câmpuri lexicale, unul legat de temă, altul legat, de exemplu, de emoțiile trăite. Exemple. Tema compunerii este marea, cuvinte din câmpul lexical al mării, valuri, scoici, vapor, nisip, delfini, scufundare, etc. Câmp lexical al emoțiilor. Continuăm. A treia dificultate, construirea punctului culminant. Soluții. Includeți o problemă. Apelați la o dificultate, la o piedică. Poate fi un personaj, de exemplu. Includeți din nou emoții. Exemple. Când credeam că totul curge conform planului, am văzut sau copiii lucrau ceea ce primiseră ca temă, însă un tunet și apoi un fulger. A patra dificultate, asamblarea ideilor. Soluții. Folosiți cuvinte cu rol de conectori. Țineți cont de structura compunerii și nu uitați, respectați cerințele. Exemple. După un moment de gândire, Adela a apucat zdrav în ghiozdanul și a luat poziție de apărare. Sau, apoi, văzându-l a plecat peste trupul câinelui său, i-a pus încet o mână pe umeri. Vă propun o autoevaluare sau o evaluare. Redactați un text narativ de 15-20 de rânduri pe tema călătoria. Veți lucra respectând următoarele criterii. Iată și o fișă grilă de autoevaluare. Veți bifa în dreptul coloanei cu da sau nu, după caz, iar la observații veți completa cu detalii. Vă mulțumesc!